Bună ziua, bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a patra. Lecția este din această gramatică a limbii române pentru clasa a patra. Vă rog mai întâi să vă abonați și apoi să faceți o captură de ecran acestor două pagini pe care le vom lucra astăzi. Da, să găsesc așa o poziție. Uitați, așa se văd foarte bine și le puteți face poză. Faceți-le captură de ecran. Gata? Uite, le mutăm și mai așa și mai așa ca să le vedeți cât se poate de bine. Bun. Substantivul. Să ne amintim. Ce este substantivul, dragii mei? Este partea de vorbire flexibilă care denumește ființe, cum ar fi om, iepure, pasăre, lucruri, creion, pahar, plante, fenomene ale naturii, ploaie, fulger, nin, soare, însușiri, hărnicie, cinste, cumințenie, acțiuni, alergatul, scrisul, învățatul, relații, prietenia, frăția, colaborarea, stări sufletești, bucuria, tristețea, mâhnirea. Substantivele sunt de două feluri. Substantive comune, care denumesc ființă, lucruri, fenomene ale naturii de același fel, cum ar fi elev, carte, zăpadă, bucurii, și substantive proprii, care denumesc anumite ființe, anumite lucruri, pentru a le deosebi de altele de același fel. Respectiv nume. Nume de țări, nume de ape, nume de instituții, nume de cărți, nume de persoane, nume de animăluțe. Cum ar fi România, Dunărea, Carpații Meridionali, Andreea, Azorel, amintiri din copilărie, Teatrul de Stat, Lacul Sfânta Ana și altele. Substantivele comune se scriu cu literă inițială mică atunci când nu se află la începutul unui enunț. Dar, dacă substantivul comun este primul cuvânt dintr-un enunț, acesta se va scrie cu literă mare, cu inițială mare. Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu literă inițială mare, indiferent de locul pe care îl au ele în propoziție. Exercițiul 2. Grupează în tabel substantivele. Și avem ființe, lucruri, fenomene ale naturii, însușiri, acțiuni, stări sufletești și relații. Fata, ființă, frumusețea, însușiri, ploaie, fenomene ale naturii, copil, ființe, stilou, lucruri, copaci, eu l-aș pune și la lucruri, dar mai degrabă la ființe, pentru că trăiește, are viață. Umbrele, umbrele, lucruri. Manual, lucruri. Irina, ființe. Bănci, lucruri. Vânt, fenomene ale naturii. Bunătatea, stări sufletești. Sau însuși. Școli, lucruri. Bucuria, stări sufletești. Tunete, fenomene ale naturii. România, lucruri. Povestitul, acțiuni. Robot, lucruri. Dicționare, lucruri. Câine, ființe. Crini, ființe. Viscol, fenomene ale naturii. Tânăr, ființe. Colegialitatea, relații. Alergatul, acțiuni. Dușmănia, stări sufletești, supărări, stări sufletești, înțelegerea, stări sufletești și chiar relații, vorbitul, relații. Exercițiul B. Precizează felul, numărul și genul fiecărui substantiv. Fata, substantiv comun, gen feminin, număr singular. Frumusețea, substantiv comun, gen feminin, număr singular.
Ploaie, substantiv comun, gen feminin, număr singular. Copil, substantiv comun, gen masculin, număr singular. Stilou, substantiv comun, gen neutru, număr singular. Copaci, substantiv comun, gen un copac, doi copaci, masculin, număr plural. Umbrele, substantiv comun, gen feminin, număr plural. Manual, substantiv comun, gen neutru, număr singular. Irina, substantiv propriu, gen feminin, număr singular. Bănci, substantiv comun, gen feminin, număr plural. Vânt, substantiv comun, gen neutru, număr singular. Bunătatea, substantiv comun, gen feminin, număr singular. Școli, substantiv comun, gen feminin, număr plural. Bucuria, substantiv comun, gen feminin, număr singular. Tunete, substantiv comun, gen neutru, număr plural. România, substantiv propriu, gen feminin, număr singular. Povestitul, substantiv comun, gen neutru, număr singular. Robot, substantiv comun, gen masculin, număr singular. Dicționare, substantiv comun, gen neutru, număr plural. Câine, substantiv comun, gen masculin, număr singular. Crin, substantiv comun, gen mi-a apărut ceva pe ecran și deci crin, substantiv comun, gen masculin, număr plural. Viscol, substantiv comun, gen neutru, număr singular. Tânăr, substantiv comun, gen masculin, număr singular. Colegialitatea, substantiv comun, gen feminin, număr singular. Alergatul, substantiv comun, gen neutru, număr singular. Dușmănia, substantiv comun, gen feminin, număr singular. Supărări, substantiv comun, gen feminin, număr plural. Înțelegerea, substantiv comun, gen feminin, număr singular. Vorbitul, substantiv comun, gen neutru, număr singular. Să ne amintim. Când substantivul denumește o singură ființă, un singur lucru, un singur fenomen al naturii, acesta este la numărul singular. Exemple, casă, om, floare, parc, munte, ger. Când substantivul denumește mai multe ființe, lucruri, fenomene ale naturii, acesta are numărul plural. Exemple, case, oameni, flori, parcuri, munți, ceruri. Substantivele proprii nu se numără. De aceea sunt totdeauna la numărul singular. Exercițiul 3 subliniază substantivele la numărul plural cu o linie și pe cele la numărul singular cu două linii. A. Soarele răsare încet după malurile măcinului. Văile fumegă în depărtare. În urma noastră, pe luciul apei, tremură rădăcini albastre și roșii. Păduri seculare de sălci întunecă malurile. Intrăm într-un canal drept. Soarele, numărul singular. Malurile, numărul plural. Măcinului, numărul singular. Văile, numărul plural. Depărtare, numărul singular. Luciul, numărul singular. Apei, numărul singular. Rădăcini, numărul plural. Păduri, numărul plural. Sălcii, numărul plural. Malurile, numărul plural. Canal, numărul singular. Ciocănitoarea se cațără cu ghearele pe trunchiul unui mesteacăn și îl ciocănește de sus până jos. De jos până sus. Apoi trece la alt copac și la altul.
Fagul sună mai tare, frasinul mai înăbușit. Un stejar găunos răsună ca un hârb. Și ciocănașul bate mereu, se duce, se șterge din ochii mei. Cioc, 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 fragment după Emil Gârlar. Ciocănitoare, numărul singular. Ghearele, numărul plural. Trunchiul, numărul singular. Mesteacă, numărul singular. Copac, numărul singular. Fagul, numărul singular. Frasinul, numărul singular. Stejar, numărul singular. Hârb, numărul singular. Ciocănașul, numărul singular. Ochii, numărul plural. Descoperă. Există substantive care au forme doar la singular. Unt, sare, fotbal, aur, Ana. Și substantive care au formă numai la numărul plural. Zori, aplauze, Carpați, București. Există substantive care au aceeași formă la ambele numere. O învățătoare, două învățătoare. Un ochi, doi ochi. Un nume, două nume. Un pui, doi pui. Un ardei, doi ardei. Iată ce de lucruri ați învățat astăzi. Dragii mei, mulțumesc pentru că ați participat la această lecție. Lăsați-mi un like dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați. La revedere și vă aștept și la alte lecții de limba română și de limba engleză.